prima mea experiență în crearea unei măsuțe din rășină. Urmează cea mai sinceră poveste în care vă voi arăta toate greșelile făcute și la ce anume trebuie să fii atent dacă vrei să începi să lucrezi cu rășina. Poate că vă va ajuta și pe voi ca să evitați toate greșelile făcute de mine. Va fi un videoclip foarte lung, dar în același timp foarte util pentru cei care sunt interesați de epoxi. Deci să începem. Întrucât văzuse multe clipulețe pe internet cu diferite obiecte făcute din rășină, mi-a plăcut foarte mult în special măsuțele, care erau ca niște obiecte de artă. Atunci am vrut să încep și eu să fac o astfel de măsuță. Pentru început am răscolit tot internetul ca să mă informez. Am vizionat și am citit foarte multe informații despre rășină, cum să lucrează cu ea, cum se fac măsuțele și multe alte detalii. Iar după ce mă gândeam eu că am acumulat de informație, am trecut la practică. Lemn am găsit foarte repede. Am cumpărat o bucată de măslin foarte frumoasă. Iar mai apoi am colindat toate magazinile unde puteam să găsesc crășină ca să Însă la majoritatea prețurile erau foarte mari. Chiar exagerat de scumpi sunt aici în Cipru. Într-un bun final, după ce am cumpărat, am trecut la practică. Am început a pregăti lemnul. După ce l-am curățat bine de tot ce era putred, apoi l-am șlefuit până la 320 de granulație, iar mai apoi am adăugat nuanțele negre pe o latură a lemnului cu ajutorul unui flăcări. După ce lemnul era pregătit, am trecut la primii pași importanți, și anume la sigilarea lemnului. Până aici a mers totul foarte bine și îmi plăcea mult proiectul cum se primea, doar că de aici încet încet se începeau problemele. Am greșit puțin cu dimensiunile măsuții când am proiectat-o. După cum am înțeles mai târziu, 120 x 60 sunt prea mari dimensiuni pentru o măsuță de cafea. E la limită între o măsuță normală și una din cafea. Dar asta nu-i nimic. După ce am turnat primul stat, care după mine din nou am fost prea gros, de atunci a început și veselia. Prima surpriză a apărut atunci când vroiam să fac valurile propriu zise. Când le vezi în diferite clipulețe pe internet cum se fac, Pare totul foarte simplu, însă realitatea e cu totul alta. La început mi a ieșit foarte bine, chiar se mânau foarte mult cu o mare agitată. Iar eu, după ce le-am făcut, am acoperit cu atenție masa ca să nu intre praf și am plecat să-mi fac treburile mele. Când m-am întors după câteva ore, nu a rămas nimic din valurile frumoase. Întrucât rășina se autonivelează, la fel și toată albeața valurilor s-a nivelat și a rămas doar o fâșâie de culoare albă. Nici vorbă de val. Aici am învățat prima mea lecție importantă din creația valurilor. Iar după ce cât de cât am reparat și am făcut ca să semin din nou valuri, am turnat și ultimele straturi de rășină transparente. Iar după ce s-a uscat bine, am început să o scot din matriță. Și din nou o mică greșeală. Doar după am observat că ceva culoare albă amestecat cu transparent s-a prelins și peste lemn atunci când făceam valurile. Și nu i-am dat atenție, iar când s-a uscat, lemnul bătea puțin în culoare albă. După ce am scos-o din cofraj, am luat din nou o decizie nu prea bună. Era mai bine dacă îi turnam spatele măsuței, însă eu am ales ca să o las așa și doar să o calibrez. Iar acest lucru am început să-l fac cu o mașină de șlefuit circulară. Și aici a fost următoarea greșeală, deoarece, fără să mi dau seama, am intrat prea mult înăuntru în tip ce o șlefuiam, cam vreo 2 mm. Aici mare grijă, dacă nu aveți multă experiență de lucru cu ea, mai bine nu vă apucați. Iar mai apoi am nivelat-o în continuare și am reparat toate acestea cu o mașină de șlefuit orbitală. Polish, din nou, e o temă aparte care nici nu am reușit ca să filmez cum am făcut, dar, din nou, accentuez. Dacă nu ai multă experiență, e greu ca să iasă ideal. A ieșit bine până la urmă, dar nu a fost perfect așa cum eu mi-aș dori. În concluzie, măsuța a ieșit destul de bine. Normal că nu a ieșit perfectă, dar ca pentru prima lucrare a fost foarte bună. Am dat-o la un magazin din Cipru la suma de sinicost. Chiar dacă prețul nu a fost mare, așa cum vroiam eu cum trebuia, experiența obținută a fost net superioară și mult mai valoroasă. Astfel am învățat cum să fac o măsuță de cafea din lemn și rășină și am înțeles și multe secrete. Iar dacă vreți și în continuare mai multe informații despre cum să lucrez cu rășină, nu ezitați ca să ne scrieți în comentarii.